Majoritatea anunțurilor și lansărilor de jocuri au avut loc peste vară la E3 și Gamescom, dar mai avem destule titluri de care să ne bucurăm până la finalul anului. Iată câteva dintre acestea. Life is Strange 2 Life is Strange a fost unul dintre cele mai bune jocuri choice-based din ultimii ani, cu o poveste emoționantă care te unge pe suflet și care a avut un succes enorm când a apărut în 2015. Nu pot spune același lucru și despre prequelul Before the Storm, pe care nu vreau să-l iau la socoteală, pentru că a fost mai degrabă de umplutură. Cu toate astea, Square Enix se întoarce cu partea a doua din serie, Life is Strange 2 abordează o poveste nouă, care nu are legătură cu Arcadia Bay și nici nu vom putea întoarce timpul înapoi, ci vom dobândi noi puteri. Pentru cei care ard de nerăbdare să afle noua poveste, jocul se lansează pe 27 septembrie, atât pe PC cât și pe console. Forța Horizon 4 Împătimiții de mașini se vor putea lua la întrecere în Forța Horizon 4. Ajuns la cel de-al 11-lea titlu din seria Forța, anul acesta vei avea parte de un open world racing game care să sperăm că nu va dezamăgi. Forța Horizon e genul de serie care foarte probabil nu se va termina niciodată, dar nu ne plângem. După toate trailerele pe care le-am văzut de la E3 încoace, putem spune că arată din ce în ce mai bine. Jocul va avea peste 450 de mașini și vei putea să-ți creezi propria ta cursă. În modul multiplayer, fiecare server va găzdui 72 de jucători. Competiția așadar abia acum începe. Noul forța se laudă cu un sistem dinamic de vreme care va avea impact asupra terenului. Nu în ultimul rând, Microsoft promite și ceva expansionuri în viitor, așa că vom primi conținut destul cât să nu ne plictisim în prima lună și apoi să nu-l mai deschidem niciodată. Forza Horizon 4 ajunge pe Xbox One începând cu 2 octombrie. Assassin's Creed Odyssey nu ar fi anul complet fără un titlu nou din seria Assassin's Creed. Odyssey este cel de-al 11-lea titlu din serie și, așa cum ne-am obișnuit deja, va fi un open world RPG plasat în Grecia Antică. De la Origins încoace, seria pare să se concentreze mai degrabă pe partea istorică. Dacă anul trecut am putut să escaladăm piramide și să explorăm Egiptul Antic, în Odyssey vei putea fi un adevărat spartan. De această dată vom avea opțiuni de dialog și, în funcție de alegerile tale, vei avea parte și de câteva finaluri alternative. Assassin's Creed Odyssey va fi disponibil pe PC, PlayStation 4 și Xbox One începând cu 5 octombrie. Call of Duty Black Ops 4 va fi primul titlu din seria Call of Duty care nu va avea campanie single player și se va baza doar pe partea online. După toată nebunia cu battle royale-urile, marea majoritatea a FPS-urilor a introdus acest mod într-o formă sau alta, iar COD nu face excepție. Modul Blackout a fost foarte lăudat de către cei care au testat jocul în open beta. Pe de altă parte, vom vedea ce durată de viață va avea acest joc, având în vedere conținutul destul de subțire pregătit pentru lansare. Cod Black Ops 4 va fi lansat pe 12 octombrie 2018, atât pe PC cât și pe PS4 și Xbox One. Starlink Battle for Atlas Star Fox primește în sfârșit o continuare, însă nu de la Nintendo. Seria a fost preluată de Ubisoft și vine cu îmbunătățiri semnificative atât în design cât și în gameplay. Vei putea explora universul și vei putea forma alianțe, dar în caz că te plictisești, jocul va avea și un mod co-op în split screen. Starlink va avea un sistem Toys to Life, în care jucătorii vor putea cumpăra figurine care vor fi transpuse și în joc, așa cum Nintendo se folosește de Amiibo în marea majoritate a jocurilor exclusive. Starlink Battle for Atlas va fi disponibil din 16 octombrie pe Nintendo Switch, PlayStation 4 și Xbox One. Battlefield 5, încă un an, încă un Battlefield. Call of Duty și Battlefield sunt într-o continuă bătălie de câțiva ani încoace pentru cel mai bun first-person shooter istoric. Acum doi ani am putut să luptăm în primul război mondial, ca în Battlefield 5 să facem tranziția în cel de-al doilea. Lăsând glumele la o parte despre ei și jocurile pe care le-au scos în ultima vreme, vă mai aduceți aminte de haosul Mass Effect Andromeda, noile jocuri Battlefield au mai spălat din reputație, DICE a păstrat campania single player față de noul cod și a mai adăugat și un mod co-op numit Com Bind Arms, dar avem bineînțeles și un mod Battle Royale ca lista să fie completă. Se anunță un joc cu de toate, cu destul acțiune cât să ajungă la toată lumea. Battlefield 5 are ca dată de lansare 20 noiembrie pe PC, PS4 și Xbox One. Red Dead Redemption 2 După 8 ani de la lansarea primului Red Dead Redemption, Rockstar Games a anunțat că ne vom întoarce în vestul sălbatic începând din 26 octombrie. Având în vedere succesul pe care l-a avut GTA 5, Red Dead Redemption 2 pare să urmeze aceeași rețetă, având atât campania single player, dar și o versiune online despre care nu vom ști prea multe până la lansarea din luna noiembrie. Cu toate acestea, ne așteptăm ca noul Red Dead să nu dezamăgească, ba chiar să-și facă loc inclusiv pe lista de Game of the Year. Hitman 2. IO Interactive se întoarce cu continuarea jocului Stealth Hitman lansat în 2016, unde, bineînțeles, agentul 47, care în mod ciudat îmi aduce aminte de Bruce Willis, are noi ținte pe care trebuie să le elimine. Nimic nou aici, iar în ceea ce privește gameplay-ul, dezvoltatorul nu s-a străduit prea tare. În plus, față de predecesorul său, este introdus un mod co-op numit Sniper Assassin. Să nu uităm totuși că Hitman 2 va fi cel de-al șaptelea joc din această serie și foarte probabil că nu va fi nici ultimul. Fallout 76, Bethesda a trecut de la Fallout 4 direct la 76, ceea ce ne dă de înțeles că acest titlu nu va avea nicio legătură cu jocul plasat în 2015. Fallout 76 va fi primul joc din serie exclusiv online multiplayer și se va baza pe supraviețuire, combat, dar și pe construirea propriei baze împreună cu echipa ta. Vom afla abia pe 14 noiembrie dacă se ridică la nivelul așteptărilor, mai ales că Bethesda intră pe un teritoriu nou cu această serie. Just Cause 4. Rico Rodriguez se întoarce într-o nouă aventură scăpată de sub control în Just Cause 4. De data aceasta ne confruntăm cu condiții meteo extreme, de la tornade până la furtuni tropicale, însă nimic nu-l poate împiedica pe Rico să-și învingă adversarii. Just Cause 4 încheie sezonul lansărilor pe 2018, așa că vei avea cu ce să te delectezi până anul viitor. Rico își face apariția atât pe PC cât și pe PS4 sau Xbox One din 4 decembrie. În ciuda faptului că anul acesta nu am avut parte de prea multe jocuri care să nu continue o serie deja arhicunoscută, putem spune că avem suficiente titluri care să ne țină ocupați până pe 31 decembrie. Nu vrem să ne pronunțăm încă, dar sperăm ca măcar câteva dintre cele pe care le-am enumerat să ajungă pe lista nominalizărilor pentru Game of the Year. Asta desigur, dacă nu vor fi failuri. Lasă-ne un comentariu și spune-ne dacă ar trebui să mai adăugăm vreun titlu pe această listă, titlu pe care ar trebui să-l jucăm.